Ziua fetelor, de dimineață, toată casa dormea. De repede, de chance. Vai, e 12:30. Cât am dormit? Aproape că e după amiază ceas. Am rătat mâna și mâncarea de prânz. Și mi-e foarte somnă. Hai să mănânc ceva. Mi-e foarte, foarte, foarte foame. Să vedem ce avem noi aici. O să mănânc o prăjiturică de asta, că e foarte, foarte delicioasă. Ce bun a fost, am mâncat tot. Trrr. Oh, nu, îmi sună telefonul. Trrr. Şş, doarme toată casa. Trrr. Acum răspund, acum. Trrr. Oh, vai de capul meu. Alo? Da. 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 Oh, scuze. Să-mi iau telefonul. Da, am înțeles. Da. Oh, da, cu siguranță. Imediat, ok, bine. Pa, pa, te pup. Da, da, foarte mult. Da. Ok, bine, pa, te pup. Oh, da, aici e patul meu, am uitat. Da. Să mă duc la baie. Unde era baia? Partea înaltă. O să trezești toată casa. Da. Da. Sigur. Da. Bineînțeles, bineînțeles. Da. Ok, bine, te pup. Da, da, sigur, sigur. Cum să nu, dragul? Bine, te pup. Pa, pa. Așa. Trebuie să mă duc să mănânc. Dar oare ce să mănânc? Cred că o să mănânc niște cereale cu lapte. Asta ar fi delicios pentru o fată așa vampir ca mine. Oh, da, cum acum? Da. Da, desigur. Da. Da. Am înțeles, am înțeles. Da, cum să nu. Ok, eu să fim acolo. Da, da. Ok, pa, pa. Te pup. Trebuie să mă duc să-mi aleg niște haine. Ok. Stau un pic aici să aștept. Oh, bună! Au, am alunecat. Oh, nicio problemă.
Și pe tine te sună Laguna? Da, de ce? Și pe tine? Da. O bună, fetelor! Și pe voi va suna Laguna? Da, și pe tine? Da. Mă întreb ce o vrea. O să mă întreb și eu. Ei, dar voi ce v-a zis Laguna? Mie mi-a zis că trebuie să-mi arate ceva foarte, foarte urgent și să fim foarte repede. Și mie la fel, da, și mie. Păi hai să plecăm. Da. Uf, unde sunt? Ding dong, ding dong. E deschis. Oh, bună, Laguna! Pot? Laguna? De ce ești o broască testoasă? Păi, uite, să vezi și să nu crezi. O fantomă sau o chestie vrăjitorească m-a făcut așa. Și v-am chemat pe voi ca să mă ajutați. Am crezut că vă știți. Îmi pare rău, Laguna ta, habar nu am ce s-a întâmplat cu tine. Să le așteptăm și pe fete, că nu știu ce să fac. Ding dong, deschis. Wow! Dracu Beca, de ce în casa Lagunei este o broască testoasă? Fiindcă Laguna s-a transformat în broască testoasă din cauza de la o răjitorie. Da, de unde știu? A, da. Păi eu nu știu ce să fac. Nici eu. Hai să o așteptăm pe Dracu Beca. Ding dong! Ding dong! Intră! Wow! Să ghicesc. Din cauza cuiva, ea s-a transformat în broască testoasă, nu? Da. Păi, atunci ce să facem? Și acum ce o să facem? Nu vreau să rămân proască testoasă pentru toată viața. Cu toate că broaștele testoase sunt cele mai rapide din lume, de sub apă. Tu chiar vrei să rămâi proască testoasă? Nu te deranjează? Nu prea, adică e fun. Vrei să te băgăm în apă? Da, aș vrea să încerc să fac cu mine. Imediat. Wow, ce mișto e! Încercați și voi, veniți să vă clătiți un pic picioarele. Vă mulțumim! Deci vrei să rămâi așa? Da, puteți pleca acum. Ok. Bine, pa! Ce repede au plecat, parcă zici că abia au așteptat să plece. Mă rog.